Bună, eu sunt Corina, iar eu sunt Georgiana și haideți să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Campioana Europei Bayern München domină și în acest sezon, atât pe plan intern cât și pe plan extern, fiind favorită pentru câștigarea campionatului și a Ligii Campionilor. În optimile Ligii Campionilor, bavarezii dau piept cu Lazio Roma, formație pe care în meciul tur au învins-o în deplasare cu scorul de 4-1. Așadar, echipa antrenată de Hansi Flick este ca și calificată în sferturile competiției, iar meciul din această seară ar trebui să fie doar o formalitate pentru acesta. Lazio a reușit să întrerupă o serie de 3 înfrângeri consecutive și a câștigat, la limită, meciul din campionat contra lui Crotone, scor 3-2. În ultimele 30 de meciuri jucate, în toate competițiile, Lazio Roma are o singură partidă în care nu a înscris. Senca ofensiva lațialilor își face treaba de fiecare dată. De partea cealaltă, Bayern München a primit gol în fiecare din ultimele 6 meciuri oficiale, astfel că mașina de fotbal nu funcționează perfect în defensivă. Lewandowski este în continuare unul dintre cei mai prolifici atacanți din lume, chiar și la 32 de ani, înscriind goluri pe bandă rulantă pentru Bayern. Immobile, golgheterul Lazio, nu mai este la nivelul de anul trecut, dar, cu siguranță, încă reprezintă un pericol major pentru apărările adverse. Deși calificarea este jucată, orgoliul romanilor nu le va permite acestora să cedeze meciul fără luptă și ne așteptăm să vedem din nou spectacol. Pentru pontul zilei de astăzi, vom alege din oferta GetsBet o cotă de 1.74 pentru pronosticul ambele marchează la meciul dintre Bayern München și Lazio Roma. Românii Yanis Hagi și Nicușor Stanciu se duelează din nou pentru un loc în sferturile Europa League, în returul dintre Rangers și Slavia Praga. În meciul tur disputat la Praga, scorul a fost 1-1, iar cei doi internaționali români au fost în prim plan, fiind implicați direct în stabilirea scorului final. În minutul 7 al partidei de pe Sinabo Stadium, Nicușor Stanciu deschidea scorul cu un șut superb, învingându-l pe veteranul Mac Gregor. Replica lui Yanis Hagi nu s-a lăsat prea mult așteptată, întrucât fostul capitan al celor de la Viitorul a pasat decisiv în minutul 36 pentru golul de 1-1. În 16-mile competiției, Slavia Praga reușea o surpriză enormă, eliminându-i din competiție pe englezii de la Leicester City, câștigând cu 2-0 chiar pe terenul britanicilor. Proaspăt campioană a Scoției, Rangers se poate acum concentra pe Europa League, competiție pe care cu siguranță Steven Gerrard vrea să o câștige ca și antrenor. Chiar dacă ne este greu să alegem o favorită în acest meci din cauza că avem câte un român în fiecare tabără, vom merge pe mâna echipei ce încă nu a pierdut niciun meci în această ediție a Europa League. Pentru prima selecție de pe biletul zilei din această emisiune, vom alege să pariem pe calificarea lui Rangers, pronostic pentru care avem o cotă frumoasă de 1.57. Arsenal Londra și Olympiacos Pireu se întâlnesc în fazele eliminatorii ale Europa League pentru al doilea an la rând. Sezonul trecut, după ce Arsenal a câștigat cu 1-0 în Grecia, Olympiacos a reușit surpriza, întorcând soarta calificării chiar pe Emirates, impunându-se cu 2-1 după prelungiri. În acest sezon, meciul tur s-a jucat tot pe terenul grecilor și Arsenal a învins din nou, însă de data aceasta cu un scor mult mai clar, 1-3. După ce a câștigat derbiul nordului Londrei, tunarii antrenați de Arteta au un moral foarte bun pentru această partidă și cu siguranță nu vor să repete greșelile din sezonul trecut. Pentru a doua selecție de pe biletul zilei, vom alege să pariem pe victoria lui Arsenal în timp regulamentar, pronostic pentru care avem o cotă de 1.38. Vom ajunge așadar la o cotă totală de 2.17, ce poate fi câștigătoare dacă Rangers se califică în sferturile Europa League, iar Arsenal câștigă în 90 de minute. Chelsea-Atletico Madrid este unul dintre cele mai așteptate dueluri din optimile Ligii Campionilor, iar astăzi se va decide echipa calificată în sferturi. După meciul tur, londonezii sunt favoriți la calificare. Pe Arena Națională din București, Chelsea a învins cu scorul de 1-0 pe Atletico, datorită unui gol superb din foarfecă înscris de Giroud. Cele două s-au întâlnit până acum de 8 ori, de 7 ori în Liga Campionilor și o singură dată în Supercupa Europei adjudecată de Iberici. În cele 7 meciuri directe din Liga Campionilor, o singură dată s-a impus echipa gazdă. În 2009, Chelsea câștiga cu 4-0 pe Stamford Bridge meciul din grupe. Acum londonezii sunt din nou în postura de echipă gazdă și speră să obțină calificarea,
în stil mare, cu o victorie în fața madrilenilor. Atletico Madrid se luptă pe două fronturi și are emoții pe final de sezon pentru a nu pierde titlul de campioană, deoarece Barcelona și Real s-au apropiat periculos de primul loc. E foarte probabil ca spaniolii să nu fie 100% concentrați la acest meci, iar Chelsea devine favorită dacă ne gândim și la faptul că englezii nu au pierdut încă vreun meci sub comanda lui Tuchel. Pentru pariul riscant de astăzi, vom paria că Chelsea câștigă la 0, pronostic ce îl regăsim în oferta GetsBet cu o cotă atractivă de 3,30. Noi am fost Georgiana și Corina. Și vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube, Pariuri Sexy by GetsBet, unde dorim să vă abonați.